Veste importantă pentru echipa de handbal masculin de la CSM Ploiești. Unul dintre componenții talentați ai echipei, extrema Patrick Albu, a intrat în vizorul naționalei în acest debut de an. Albu se numără printre cei 29 de sportivi pe care Federația Română de Handbal i-a anunțat ca făcând parte din lotul lărgit al echipei naționale de tineret a României. În vârstă de 18 ani, Patrick evoluează atât la echipa de juniori 1 a clubului, cât și în cea care combate în seria B a diviziei A. Este folosit de antrenorul Silviu Stănescu ca extremă stângă, postul lui de bază, dar și la nevoie ca extremă dreaptă sau chiar conducător de joc. El este golgheterul echipei, având în campionatul de juniori, în prima fază, o medie de 10 goluri înscrise pe meci. Handbalistul trebuie să confirme atenția tricoloră și în următoarele jocuri oficiale. CSM-ul va evolua la Sala Olimpia atât la divizia secundă cu CSM București, cât și la juniori împotriva celor de la Făgăraș. Pregătită de doi dintre antrenorii din Liga Zimbrilor, de la CSM Făgăraș și CSM București, selecționata de tineret a României are programată prima acțiune în perioada 12-20 aprilie 2020, atunci când va avea loc un stagiu de pregătire pentru campionatul european din acest an, finalizat cu un joc de verificare.